Un bărbat în vârstă de 32 de ani a sunat la 112 solicitând intervenția imediată a echipajelor de poliție cu privire la faptul că a fost agresat fizic de către soția sa după ce a venit mort de beat acasă. În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că tânărul este căsătorit de aproximativ 6 ani și împreună cu soția au un copil minor. Vineri, în jurul orei 22, după ce tânărul a revenit la locuință, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, a avut unele neînțelegeri cu soția sa, care i-a aplicat o lovitură cu palma peste față. Tânărul nu a dorit intervenția unui echipaj de pe ambulanță, întrucât a considerat că rănile suferite sunt superficiale. Polițiștii i-au pus în vedere că are posibilitatea de a obține certificat medico-legal care să ateste leziunile. S-a întocmit formularul de risc, ocazie cu care s-a constatat faptul că nu se impune emiterea unui ordin de protecție, dar și penal privind infracțiunea de violență în familie. Experții care cercetează această problemă sunt de acord că violența este un fenomen larg răspândit, mult mai răspândit decât arată sondajele, pentru simplul motiv că unele fapte nu sunt raportate poliției sau spitalelor. Se numește violență în familie orice act vătămător fizic sau emoțional care are loc între membrii unei familii. Abuzul în interiorul unei familii poate lua multe forme: abuzul verbal, refuzul accesului la resurse financiare, izolarea de prieteni și familie, amenințări și atacuri, care în unele cazuri pot duce la moartea unuia dintre parteneri. Deși până de curând s-a presupus că femeia este cel mai adesea victima violenței în familie, în urma unor cercetări s-a descoperit că, de fapt, numărul bărbaților agresați este destul de mare.